Creat după cartea lui Graham Bayes. Oh, nu din nou! Neața, Rini! E a treia noapte la rând când n-ai dormit, Livingston. Te vei îmbolnăvi dacă nu dormi puțin. Febra a scăzut în sfârșit. Cred că nucleul se vindecă. Bine, deci lasă-mă pe mine să mă ocup. Tu du-te să te culci. Mersi! Livingston! Eu am ceva de discutat cu tine. N-am chef, Tiranicus. Atunci fă-ți chef. Gândacii aceia ai tăi m-au dus în pragul falimentului. Cum așa? Cum poți oferi servicii concetățenilor mei dacă toată lumea dă fugă la ei doi pentru consiliere gratuită? Atunci redu tarifele. Vrei să spui că am prețuri prea pipărate? Spun doar că sunt obosit. Mă duc să dorm de amiază. Am nevoie de puțin odihnă. Vorbim altă dată. Eu am terminat de vorbit. Prea bine. Noapte bună. Trebuie să faci ceva. Și nu e noapte, e dimineață. Cum spui tu? Oh, nu-mi vine să cred că a spus asta. Nimeni nu-mi spune mie cum spui tu. Îi va părea rău pentru asta. Iar acum știrile din Animalia cu șoricelul Shelford și șoricica Shelba. Acțiune! Zvonul conform căreia leul Livingston va demisiona se răspândește în Animalia. Sursa acestor zvonuri e nimeni altul decât Tiranicus. Livingston a spus-o cu gura lui. A spus că are nevoie de odihnă. Vrea să... care-i cuvântul? Să se pensioneze. Livingston neagă zvonurile. N-am spus așa ceva. I-am zis lui Tiranicus că dorm puțin de amiază, iar el a înțeles că demisionez. Îmi iubesc meseria. Priviți, mă face să zâmbesc. Cât despre Tiranicus, face ce știe el mai bine. Minte! Eu? Mint? Am mințit eu vreodată? Când ai deschis gura? Da. Ai întrebat. Ce vreau să spun e că Livingston merită puțină liniște. Să lăsăm să se pensioneze și să găsim un nou conducător pentru Animalia. Eu, de exemplu. Oare Livingston va demisiona sau Tiranicus minte? Ca de obicei, eu habar nu am. Așadar, Animalia... Tu decizi. Mă uit la fluturovizor cu prietenii. E o știre cum că Livingston sau Tiranicus minte. Greu de ghicit. Aș vrea ca Găbubu să se mai spele. Începe să miroase a conopidă stricată. Sărmanul Livingston n-are nicio clipă la dispoziție să stea și el la soare și să-și schimbe culorile după peisaj. Dacă leii și-ar schimba culoarea, ar fi groaznic. Adică tu îl crezi pe Tiranicus? Probabil, poate, posibil. Livingston a spus mai de mult că s-a săturat de povara conducerii. Dacă Livingston spune că tigrul minte, eu îl cred pe Livingston. Dovezile atestă că Tiranicus ar putea avea dreptate. Vrei să spui că Livingston minte? De unde pot ști în ce a constat discuția lor? Poate că tigrul chiar a spus adevărul de data asta. Vor continua așa zile întregi? Nu cred, e doar o mică ceartă, le va trece. Spuneți-mi, a scăpat ceva? Livingston, vom da cea mai mare petrecere de pensionare pentru tine! Promitem! Ne va fi dor de tine! Credeți-mă, nu mă pensionez! Tiranicus a mințit! Asta i-am spus și eu lui Zi, dar ea a râs și a spus ceva ciudat. Mai fac eu din astea! Dar totuși, ne pare rău că pleci! Dar nu plec nicăieri! Am auzit că vrei să dormi, așa că ți-am adus o pernă pentru capul tău cel uriaș! Dar acum sunt odihnit, vedeți? V-am spus că nu plec. De ce nu mă credeți pe cuvânt? Problema e că la știri pare obosit și era aceeași zi când Tiranicus a spus că te pensionezi. De aceea minciuna lui e mai credibilă. Vedeți cum încurcă lucrurile o minciună pe aici?
Iar dacă o minciună va fi crezută, s-ar putea ca sporul adevărului să țâșnească afară. Și cam când te pensionezi? V-am spus deja că e o minciună. Acum chiar avem probleme. De ce? Totul e bine, totul e perfect. Dar un nucleospor tocmai a zburat. Acesta e un lucru bun? Oh. Trebuie să mai stăm. Aha. Cum? Se întâmplă ceva minunat. Nici o carte nu lipsește. Rini, ce tot spui? Jumătate din bibliotecă a dispărut. Toate cărțile sunt aici. Unde? Chiar sub nasul vostru. Oricum, nu e treaba mea să am grijă de ele, ci a voastră. Nu știam asta. Ce bine mă simt astăzi! Și eu! Apropo, nucleul arată foarte bine! Mai bine ca niciodată! Din câte văd eu, toate cărțile dispărute sunt de non-ficțiune. Deci singurele rămase sunt cele de ficțiune. Oare de ce? Nu știu. Poate ne spune Livingstone. Câtă liniște și pace! Da, nucleul e într-o stare mai bună ca niciodată, ca restul bibliotecii. Nu-mi pasă. Să știi că nici mie. Și dă-mi voie, te rog, să-ți spun ceva, Rini. Ești cea mai leneșă bibliotecară din lumea aceasta. Hei, Livingstone, termină! Ai avut doar cuvinte de laudă pentru Rini. Nu a spus-o cu răutate. Să știți că am spus-o cu răutate. Iar eu sunt sinceră când spun că ești cel mai groaznic conducător. În sfârșit, am căzut de acord cu tine. Nu se poate să vorbiți serios. Din potrivă. Exact. Ia nu mai încercați să ne ajutați, gândacilor. Ce-am făcut să merităm asta? Nimic. Să plecăm de aici. Plecați de aici. Să nu mai veniți înapoi. Credeam că sunt prietenii noștri. Și eu la fel. Dar de ce spun lucruri neadevărate? Să nu mai spun că sunt tare răutăcioși. Ah, tinerilor, aici erați! Nu trece o zi fără să nu-mi doresc să mă întâlnesc cu voi doi. Ha? Cu noi vorbești! Desigur, Zoe! Vreau să vă mulțumesc încă o dată pentru sfatul. Voi, insecte parfumate, nu mi-ați făcut decât bine de când ați ajuns aici. Ceva nu e în ordine. A luat o raznă. Nu face mișcări bruște. Să luăm mâine prânzul împreună. Desigur. Fac eu cinste. Desigur. Aveți grijă să nu pățiți nimic până atunci. Bine, pa! Îi iubesc pe copiii aceia. Ce groaznic mă simt. Ce nebunie. Livingstone și Rini ne tratează urât, iar Tiranicus se poartă de parcă am fi vechi prieteni. Îmi plăcea mai mult de el când era răutăcios. Nu ne mai putem baza pe spusele nimănui. Asta e. Ce, Alex? Nu putem avea încredere în nimeni. Adevărul a dispărut, adică sporul adevărului. Chiar? De ce crezi că doar cărțile de non-ficțiune lipsesc? Nu știu. Care-i diferența dintre ficțiune și non-ficțiune? Non-ficțiune ar trebui să fie adevărată. Ficțiunea e invenție. Exact. Tu scrii doar adevărul în jurnalul tău? Păi, da. Verifică-l acum. Uite, a dispărut tot. De unde ai știut? N-am știut. Dar absolut toate lucrurile adevărate au dispărut. Au rămas doar cărțile de ficțiune. Mie nu-mi plac motoarele astea, Horbăt. Nici mie, Harry. Și în plus, tu ești un adevărat geniu. Și tu la fel, Horbăt, și ești foarte tipeș. Toți cei din Animalia nu spun altceva decât minciuni. Vremea va fi caldă și însorită azi, vântul va bate ușor și cerul va fi senin. Hai să găsim sporul adevărului. De adevăratelea. Gbubu, Iggy, avem nevoie de voi pentru a găsi sporul adevărului. E o pierdere de vreme să caut spori. Mai bine mestec pietre. Minți, nu-i așa? Nici vorbă. Iggy, n-ai văzut cumva sporul adevărului pe aici?
Acum sunt ocupat, după cum vezi, dar pentru a-ți răspunde la întrebare, nu. Mă minți? Cum îndrăznești? Eu nu mint niciodată! Bine, scuză-mă! Încă ceva, ești șopârlă? Sigur că nu! Sunt un urscoala cu trei degete! Niciun animal din Animalia nu ne spune adevărul! Dacă nimeni nu spune adevărul, nu putem crede absolut nimic! Măcar noi doi mai spunem adevărul, nu? Cred că da! Să verificăm! Alex, îți place tricoul meu? Nu deloc! Îți place bluza mea? Nu, n-o suport! Da, spunem adevărul! Nu ne temem! Lipsii, nu sunt supărată pe voi! Chiar îmi place când spuneți că atunci când parcă fac gargară cu melci! Uite, acele creaturi care nu seamănă cu gândacii și pe care nu aș vrea să le mănânc! Allegra, ai văzut cumva un nucleospor astăzi? L-am văzut! Era mare cât un taur! Lipsii, Snipsii, vreau să mă îmbrățișez! Altă minciună! A spus că n-a văzut niciun spor. Asta înseamnă că a văzut? Nu sunt mistreț, sunt o gazelă grațioasă. Clătitele astea sunt oribile. Nu sunt clătite, e plăcintă cu budincă de dovleac murat. Plăcintă făcută din noroi. Acum? Nu, stai puțin, stai acum, adică. Nu se poate. Ah, sunt singurul de pe aici care simpatizează pe toată lumea. Te cred. Oh, mă doare când îi văd că se ceartă. Se vede că te doare. Or, are cineva nevoie de mine pentru a le rezolva disputele pentru care nu-i voi taxa suplimentar? Nu? Oh, pleacă! Nu e nimeni aici. Nu avem nevoie de ajutor. Bine, ați nimerit unde nu trebuia. Vă rog, stați în picioare. Nu mi-ai pierdut balonul și zi nu e supărată pe mine. Nu înțeleg. Deci nu aveți nevoie de mine pentru a vă împăca și pentru a vă găsi balonul. Știam eu că nu o să înțelegi. Se percepe o mică taxă și îmi asum responsabilitatea. Sună groaznic. Vă rog, numai să nu semnați pe linia punctată. Bine? Nu văd nucleosporul acela nicăieri. Avem nevoie de ajutor. Nu ne pot ajuta decât niște animale care mint. Sunt un urscoala care spune adevărul. Iar eu sunt o broască micuță. Ceea ce știm sigur este că toate animalele mint. Mi-a venit o idee. S-o căutăm iar pe Allegra, să ai jurnalul la îndemână. Zeb nu e cel mai de treabă tip pe care îl cunosc și nu ține deloc la mine. Zee spune că te iubește foarte mult. Zee e calmă și serioasă și nu e cea mai drăguță zebră pe care am văzut-o vreodată. Zed spune că te iubește foarte mult. Așadar, acum să căutăm balonul acela pe care eu nu l-am furat. Situația aceasta mă face foarte, foarte, foarte sărac. Și chiar nu visez. Deci spui că n-ai văzut niciun spor astăzi. Așa e, a aterizat în sud. Uitați ce este, mi-ar plăcea să stau cu voi la taclale, dar mă așteaptă dușmanii. Scriu tot ce spune fiecare animal. Cât timp toți mint, scrisul nu va dispărea de aici. Exact, doar adevărul va dispărea. Dacă avem noroc, acel adevăr ne va duce la nucleospor. Allegra spunea că a văzut un spor înspre sud. Iggy, ai văzut vreun spor? Categoric nu. În ce direcție a aterizat? Spre est, sunt sigur. Mai rămâne nord și vest. Să micșorăm supra... Vai, ce ieftin! Se pare că lui Zed i-a plăcut nota de plată. Da, prețul este atât de mic pentru că toți clienții sunt tratați ca niște prieteni. Dar nu prieteni atât de dragi ca prietenul meu, Livingston. Sper că se înțelege bine cu toți. Eno, ești la fel de nesărată ca mâncarea pe care o faci. Tu ești un rege incompetent care a dus la ruinarea Animaliei. Aș vrea ca totul să-i meargă bine lui Livingston. Sunt convinsă. Tocmai mi-a venit o idee despre care nu voi vorbi cu Shelford. Nu e nimeni aici. Mă bucur că ai trecut pe aici. Atât de încăpătoare și frumos mirositoare. Shelford, cel mai iubit reporter al Animaliei. Munca ta de-a lungul anilor este remarcabilă.
Tiranicus, întotdeauna am avut încredere în tine ca într-un frate. Prietene, am o poveste pentru tine care nu te va interesa absolut deloc. Dacă o vei difuza, nimeni nu se va uita la ea. Bine, foarte bine, atunci nu o mai spune. Ai observat că toți cei din Animalia spun doar adevărul? Ce spui tu nu mă interesează. Poate că nu ar trebui să-l întrebăm pe Livingston care e situația. Poate că nu ar trebui să... Sunt tot turturică. Ador mirosul de azalee în diminețile de vară. Înțeleg. Minciunile astea sunt cam gogonate. Ați văzut vreun nucleospor astăzi? Nu. A aterizat în vest. Dar nu în nord. Nu, nu în nord. Niciodată spre nord nimic. Nu a zburat spre nord nimic. Deci, ca să ne înțelegem, sporul a aterizat în nord? Nu! Cea mai mare minciună de până acum. Nu! Nu! Sporul a aterizat în nord. Adevărul a dispărut, exact ca orice alt adevăr. Să mergem spre nord, haideți. Mi se pare o minciună. Uite-l pe prietenul nostru cel mai bun, sau nu? Se pare că l-a prins pe Shelford în mrejele lui. Pariez că Tiranicus vrea să facă și mai mult rău. Se ocupă Livingston de asta. Ce vrei să spui? Trebuie să găsim sporul adevărului. Livingston se bazează pe noi. Mergem spre nord. Nu sunt deloc surprinsă și nici îngrijorată. Nu ai fi venit aici dacă nu ai vrea să mă ajuți. Cred că e momentul să le adresez câteva cuvinte de încurajare concetățenilor noștri. Toți concetățenii mei sunt foarte enervanți. Să știi că absolut toți mă plictisesc la culme. Sper că nu transmiteți asta. Chiar acum este difuzat în direct. Livingston, ia spune-ne care sunt calitățile tale de lider. Sunt inflexibil, nu sunt demn de încredere și nu mi-e milă de nimeni. De fapt încerci să spui că ar trebui să demisionezi și să mă lași pe mine în locul tău? Absolut și categoric da. Ce groaznic. Livingston, dacă tot vrei să demisionezi și vrei ca eu să-ți iau locul, ce fel de rege crezi că aș fi eu? Cel mai bun. Nu există nimeni mai corect, mai generos sau mai sincer decât tine. Așa e. Chiar așa e. Te rog, nu te opri și nu mai filma cu camera. Niciun cetățean al Animaliei, în afară de mine, nu îi suportă pe Alex și pe Zoe. Și totuși, doar ei sunt de vină pentru problemele din Animalia, nu-i așa? Îl văd! Și eu! Văd sute de spori! Iar eu văd mii! Nu mai tot mințiți atât, mă enervați! Nu-ți cer scuze din suflet! Mm-hmm. Ia, faceți voi așa! Mai bine! Sporul a zburat spre nord, în junglă, de acolo de unde vin norii ăștia! Chiar? Da! Ca orice alt adevăr scris aici, pur și simplu se șterge. Bine, cel puțin că știm unde să căutăm. Norii ăștia se apropie cam repede. Da, cu fiecare minciună, parcă se întunecă din ce în ce mai tare. Cum e proverbul? Ceva de genul, neștiința se ascunde în întuneric? Da, minciuna e neștiință, ca și cum ai trăi în întuneric. Stai puțin, care e opusul întunericului? Lumina! Iar asta e adevărat. Deci, dacă a minți înseamnă a trăi în întuneric, a spune adevărul înseamnă a ieși la lumină. Cred că tocmai am găsit sporul adevărului. Deci, spre deosebire de mine, ce ți-ar plăcea ca gândăcei să plece din Animalia? Sporul adevărului ne va elibera. Deci, să înțeleg că insist că eu să devin noul lider. Nu-i așa, Livingston? Sigur că da. Cât de mult vreau să nu mai difuzați asta. Nu, nu în
închide camera! Am găsit sporul adevărului care s-a pierdut. De aceea cei din animalii au mințit toată ziua. Eu n-am mințit deloc. Îmi place de voi, copii, și în general de toată animalia. Bine, atunci nu te va deranja dacă vom pune sporul la locul nucleu, spre binele tuturor. Înainte de asta, Livingstone vrea ca eu să fiu noul rege al animaliei, nu-i așa? Da. Da? Dar regele animaliei trebuie să fie sincer, Tyrannicus. Tu ești sincer? Da, o, da. Ca să dovedim asta, îți vom pune niște întrebări, e bine așa? Desigur. Foarte bine, dacă tot ești atât de sincer, spune-ne, ești tigru? Nu, sunt hipopotam. Și ești absolut sigur de asta? 100%. Ai taxat vreodată pe cineva prea mult pentru serviciile prestate? Nu, niciodată. Lasă-mă să reformulez. În acest moment, ai vrea să dai înapoi banii tuturor celor pe care i-ai taxat prea mult? Cu mare bucurie! Voi începe să-i dau înapoi chiar acum! Cât de fericit sunt! Tyrannicus, acum că nu mai ai avere, cum te simți? Grozav! Și nu în ultimul rând, chiar vrei să fii regele animaliei? Nu, nu vreau! Te-ai încurcat în propriile minciuni. Promit să vă fiu recunoscător pentru totdeauna. Deci fulgul de nea reprezintă adevărul? Da, pentru că nu există doi fulgi de nea identici. Și falsitate. Îmi pare rău pentru toate lucrurile pe care le-am spus. Iar mie îmi pare rău pentru toate lucrurile drăguțe pe care le-am spus. Nu e nevoie să te scuzi, Tyrannicus. Știm că n-ai vorbit serios, ci ai mințit. Eu nu mint niciodată. Unele lucruri nu se schimbă. Da, asta e adevărat. Asta e curat adevărat. Și asta nu e o minciună. Au dublat în limba română Pavel Sârghi, Gabriela Codrea, Ioana Dagău, Florin Stan, Sebastian Lupu, Urin Tripa, Petre Ghimbășan, Florian Silaghi, Madena Prigoreanu, Corina Cernea. Traducerea și adaptarea Cristina Șec. Regia Alexandru Rusu. Dublajul a fost realizat de Zone Studio Oradea.